Da, o mai țin minte și îi sunt foarte recunoscătoare, pentru că fără ea nu aș fi ajuns astăzi aici. A luptat foarte mult, deși nu știa foarte multe lucruri, deși confuzia s-a instalat foarte rapid și în cazul meu, ca și în cazul altor pacienți, dar s-a mobilizat și eu zic că a făcut treabă foarte bună și de asta ziceam că sunt foarte recunoscătoare. Am plâns destul de mult. Acum înțeleg că atunci vedeam lucrurile cu totul altfel, dar ce nu conștientizam eu la momentul respectiv, chiar dacă a fost foarte copleșitor, a fost că de fapt am primit o foarte mare oportunitate de schimbare. Am ales să lucrez ca patient coach cu, în primul rând, cu persoanele care sunt diagnosticate cu cancer, pentru că înțeleg exact prin ce trec și știu în mare ce pași ar trebui să parcurgă, dar lucrez, bineînțeles, și cu persoanele care vor să învețe să prevină. O femeie foarte puternică, o femeie care știe să gestioneze toate tipurile de emoții, dar toate pornind de la o transformare interioară, această transformare implicând echilibru. Să facă din timp pașii necesari pentru prevenție, și anume să se verifice de fiecare dată când apare un simptom, să facă analizele de rutină, pentru că ajută extraordinar de mult, să învețe să trăiască cu bune și cu rele, să accepte bunele și rele de fiecare zi.